Da, vă salut, bine v-am regăsit, toate bune și frumoase, mergem înainte, mulțumesc tiktokerilor, membrilor, seniori, uh, old boys, juniori și tineret, celor care v-ați abonat, celor care le scrieți fără să înjurați, uh, creatorul, să știi că mașa e bine, uite vine bine la umăr, mâneca când o întind așa nu vine până aici, de ce mărimea potrivită, că l lampă... și dacă, dacă vând cămoșuța, cred că spui cauciucuri de iarnă la mașină. Că mă tot ceartă unul, inclusiv după apariția de la Fanatic Superliga, unde o să ne vedem și mâine dimineața la 10.30. Bă, cămașa, bă, e trei numere mai mari, e, e mărimea potrivită, prietene. Trei clase mai mare este peste media cu care ești tu obișnuit, e pătat aici puțin, da? E pătată pe pă sfârc, dar asta nu-i motiv de bucurie, că eu așa m-am născut cu stil și cu talent. Dă capul o să fie, să fii sănătos, să ai sărbători fericite, tot ce-ți dorești și te ajut. Dacă vrei să schimbi cauciucurile de iarnă cu brăduț, cu un purceluș, fiel și de lapte, câțiva pozonocei ce mai vrei tu, că e valoroasă, prietene, că e de, de colecție și de firmă. Te pup dulce să fii iubit! Sărbătorile vin, cap ai, minte ce-ți mai trebuie. Vine, vine, vine. Primăvara să bucură toată țara. Suntem aproape de semifinale. Cred că o să le discutăm mâine, că mai pot semifinale campionatului mondial. Mai pot apărea informații de ultimă oră. Mă rog, accidentări, excluderi știri noi și n-are rost să, să, ne grăbim cu avancronicile, dar cred că nu mai e loc de surprize. Cred, cred, dar mai trebuie să, să mai citesc puțin. Apropo, vorbeam, vorbeam azi cu, cu un prieten despre ceea ce se întâmplă, așa și în online, și în general, și de ce la o librărie celebră care are puncte de lucru de desfacere, magazine și în diverse moluri din capitală nu sunt clienți. Și una dintre vedetele, cunoscute și răscunoscute, și model pentru generațiile de fetițe care doresc să ajungă la performanțe istorice, întrebată fiind dacă citește, a spus da. Bă. Nu prea mă interesează știrile despre mine, dar mă mai uit. Întrebarea era dacă citește vreun roman, vreun, hai că nu, cărțile de tarot și mass media de publicitate, de specialitate, nu știu, în, în principal cred că să gândea la, la, la știrile despre ea. Deci lăsăm naiba deoparte cititul că nu ne ajută decât dacă sunt știri pe achiziții, genți, ceasuri și uh, <hă> înțelegeți voi. Uh, revenim la campionatul nostru puțin, Bă, doamne ajută să nu fie atât de grav pe cât a apărut la televizor. Uh, mă refer aici la Olaru, la Compagno, uh, e mai puțin important uh, cu cine ținem, cu cine simpatizăm, ce, bă, Doamne ajută să fie, bă, să fie bine amândoi, pentru că e accidentare, am mai văzut niște imagini astăzi, filmate din diverse unghiuri, din unghiuri diferite, e incredibil. Deci zici că se lovește tancul cu trenul. Bă, săraci și ăla cât e de mare companie, ăla cum îl zguduie olarul, de olarul nu mai zic săracul, că pare că-i că sare capul după umeri. Am înțeles, nu știu cât e, de, cât e de reală informația, dar cred că este, că le-ar fi spus doctorii că au fost la un pas de tragedie. Și mă, la când zic tragedie, nu mă refer la o fractură de piramidă nazală sau la un traumatism sever, cranian, mă refer la cea mai gravă formă a unei tragedii. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu e o accidentare urâtă, teribilă zona capului feței, nasul, de ce e groaznic. Doamne ajută să nu fie grav băieții ăștia doi. Am văzut încă m-am tot uitat, n-am văzut niciun comunicat oficial al clubului. Și aici știind că e un foarte bun purtător de cuvânt, bă, mă surprinde un pic. Ori poate n-am căutat eu unde trebuie, dacă n-am căutat și n-am găsit în prezint eu scuzele. Dar ar fi trebuit, nu știu, imediat, ok, nu imediat după meci, că a fost seară, târziu, deplasare, până mă gândesc că au fost aduși la niște investigații suplimentare la, la București. Bă, dar azi, nu știu, ai că mă așteptam stafful medical, clubul, să ne spună ceva. Că uite, eu am prieteni steliși care m-au sunat. Bă, să mor tu, știi ceva de ăștia doi? Cred că nici ei n-au găsit sau poate încă e de vreme, nu știu. Și de lucrurile astea ține profesionalismul și profesionismul unui club. Așa cred eu, repet, dacă ai că să comunici cu suporterii, suporterea care vin în frig, în ploaie, cumpără materiale promoționale, cumpără bilete, cum sunt interesați de echipă, mă așteptam să văd genul ăsta de comunicare, probabil o fi fost, nu știu, n-am căutat eu unde trebuie, nu, mă rog, ce e cel mai important este să ca acești doi fotbaliști să fie bine, că vine meciul cu CFR Cluj și lipsesc eu cred că vor lipsi la cum s-au ciocnit bă, trebuie să fii super om să, să rezigi la un astfel de, de impact dar, repet, indiferent de culori, Doamne ajută să fie bine Vine pauza să refacă cum trebuie și să din ianuarie să intre iar în, în pâine, cum să spune, pentru că începe destul de repede. Pe 20 ianuarie vom avea etapă, 20-21 ianuarie este etapă, deci practic o lună de vacanță, care o lună pentru fotbaliști înseamnă fix două săptămâni, că undeva în prima săptămână din ianuarie vor începe pregătirile pentru ceea ce urmează după 20 ianuarie încă. Deci ei, practic, vor avea duminică în suntem? 18, 19, 20. Deci weekendul ăsta, 20 până pe 31, 10, 11 zile, 2, 3, încă 2 săptămâni. 2 săptămâni. Cam asta e vacanța fotbalistului în perioada de sărbători. Asta și pentru cei care aveți grijă să-i înjurați, să-i uh, bălăcăriți, să-i uh, invidiați și așa mai departe. Că au, că fac, că sunt tineri, că sunt gălăgioși, că sunt nu știu cum, că sunt, nu sunt pe placul vostru. Deci, când voi încă sunteți cu calta nas, cu sarma în gură și cu furtunul în venă, de licoare, ei încep să alerge prin zăpezi sau prin străinătate unde permit, uh, permit condițiile meteo, da? Ca să nu spunem climaterice, ok? Deci, hai că sunt, am o cafea puternică și sunt așa, sunt forță. Sunt curios, foarte curios, deci aștept cu nerăbdare meciul Craiovei domnului Rotaru. De ce? Păi, vă spun și de ce, pentru că a plecat rădoi. Pentru că a plecat rădoi, iar dacă echipa asta va juca bine nu contează în primul rând nu contează împotriva cui va juca din punctul meu de vedere dacă echipa asta joacă bine e clară treaba că nu că nu jucau bine din cauza antrenorului și aici mi de scuze pentru fotbaliștii de acolo nu poate să fie o întâmplare la câteva zile după ce pleacă antrenorul să joci foarte bine e clar că Puteai mai mult. Eu nu cred în scenarite, nu cred în fotbaliști care nu-și apără corect șansele, nu cred în fotbaliști care nu-și doresc să câștige ca să plece antrenorul, nu cred asta indiferent ce mi-a spune voi. Dar se vorbește. Se vorbește, se discută și eu spun așa, că dacă echipa asta va juca senzațional luni după amiază, când joacă ambele, Craiove una mai devreme, una mai târziu, dacă fosta echipa al 2 va juca foarte bine, nu e nici că s-a schimbat, e că s-a schimbat antrenorul și că și-au dorit să se schimbe antrenorul. Nu toți, dar suficient de mulți încât echipa să nu câștige și antrenorul să plece. Chiar dacă antrenorul, rețineți, nu a fost dat afară, a fost, de, a fost decizia lui, deci nu a fost demis, a fost decizia lui să întrerupă colaborarea, să-și prezinte demisia și să plece. Dacă, și repet, și sper că nu sunt plictisitor, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, repet, nu contează cu cine, că ei au jucat prost și cu divizia A și cu divizia B și cu divizia C, și cu... ei au jucat prost cu toată lumea, cât timp a fost rădoi antrenor, ultima parte a perioadei în care a fost rădoi antrenor, înseamnă că acolo a fost ceva și cei care, cei care vorbesc ori au știut ceva, ori știu ceva, ori există un sâmbure de adevăr în ceea ce spun persoanele respective atât cu, cu, Craiova, atât cu Mondialul, nu atât cu Rapid. Pentru că am fost și știți că am povestit, am discutat pe canalul, pe acolo, pe TikTok. Am fost la meciul Rapidului, fetelor de la Rapid, campioanelor de la Rapid, o mare echipă, întâlnește un Real Madrid al Champions League, al Champions League-ului, vorba unui prieten al meu, Champions League-ului frățică, așa îmi zice, Champions League-ului frățică, ce întâlnește o echipă puternică, rău, o selecționată mondială, Gheor, Eto Gheor, cred că dacă nu mă înșel, dar Gheor sigur, pe care o învinge de o manieră entuziasmantă, un 30-27, 3 goluri diferență, în prima repriză mai puțin ultimele 3 minute, când alea revin și intră la pauză în avantaj de un gol de unde rapidul din secunda 1 până în minutul 20 și 3 goluri, 4 goluri, e, echipă mare. Asta înseamnă și la handball, eu nu mă pricep la și văd când calcă pe semicer, că nu știu când e, a, și când le dărâm o parea de să impun două minute de suspendare sau ce sale. Astea mai îmi dau seama cât un Braț în gură, cât o tragere violentă, cât de-cât. De cât așa când se duce cu câte una buluc și dă peste aerată și finalizează de forțare în atac sau fault în atac și așa mai departe, de... în rest mă bucur de spectacol. Mi se pare un, un, un sport incredibil de dur pentru niște fete, niște femei, dar e frumos. Ba, atmosferă senzațională și am zis că dacă. Voi știți că noi am mai vorbit despre suporteri și de data asta chiar n-ai ce să comentez decât de la superlativ în sus, dacă se poate spune așa. O atmosferă incredibilă, că adică au fost toate ingredientele pentru un mare meci. Două echipe foarte bune, printre cele mai bune din Europa. Fără exagerare. Un public extraordinar, o peluză, o galerie alb vișinie care face spectacol cum nu vezi nici în Argentina, nici în Brazilia, nici pe nicăieri restul publicului care cântă cu stegulețe și aici meritul organizatorilor steaguri tricolore și steaguri alb vișinii sau vișinii sau albe cu scris vișiniu bă, senzațional, tot să fii sportiv așa, cu o echipă care câștigă chiar dacă pe începutul reprizei a doua se pune un pic problema câștigătoarei, câștigă. Și cu o echipă care 10-15 minute a rapidului după finalul, după finalul, jocului stă pur și simplu pe în, sala, sală, acolo în fața galeriei, dând tonul la scandări, cântând cod la cod cu galeria după un efort extraordinar. O oră de, de nivel european, am întrebat și eu niște specialiști și mi-a zis, bă, un joc incredibil, Roberte. Am întrebat și eu pe unii care să pricep că mie mi-a plăcut, am văzut intensitate, am văzut, dar știi cum e, îți place și bă, îți place, da? Când spun și specialiștii că a fost o partidă care s-a ridicat la nivelul final for sau nu știu cum se numește acolo fazele uh, finale, bă, trebuie să crezi că nu te pricepi și atunci crezi ce spune specialistul. Eu ca spectator am, fost, am avut orgasm, uh, multiplu orgasm, e prima oară în viață când mi se întâmplă într-o oră să am uh, de mai multe ori treaba asta. Uh, mai aveam și la fotbal, dar cum n-am marcat două goluri sau câte trei de multe ori în carieră că am fost pârnaie de fotbalist, uh, nu prea, ai că să mai... Așa, mai, da, mai, dar o, 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 am cântat cot la cot cu galerie, De-aia sunt și puțin uh, răguși Nu numai din cauza răcelii. Am sărit am, Eram transpirat uh, După meci uh, Ziceai că am fost la saună uh, Dar frumos Jos pălăria Bravo celor care Care fac parte Celor care conduc Celor care au organizat Bă, jos, jos pălăria iar uh, Ceea ce se întâmplă și pe Giulești Și n-am cum să nu n-am cum să nu vorbesc frumos, o să fie de ăștia care o să zică, bă, limbistule, iar te bagi în seamă, pe șeful galeriei de la Rapid nu-l cunoșteam, nu dăduse mâna cu el, nu aveam prietenie cu el, nu absolut nimic. Ieri l-am cunoscut, m-am dus la pauza meciului să-mi cumpăr o apă, pentru că eram răgușit, era foarte cald în sală, răgușisem și sete mare. Și acolo m-a salutat omul, am făcut cunoștință cu el, normal că îl știam după fizionomia feței, că mă uit la meciuri, merg la meciuri pe Asta vreau să spun că nu-l cunoșteam pe om, mi-a lăsat o părere foarte bună și voi știți că eu nu sunt limbist. Bă, mi-a plăcut discursul omului, mi-a plăcut organiza, mi-a plăcut tot. Și chiar, da, și în jurăturile le aștept aici. A fost o plăcere pentru mine să vorbesc cu, cu liderul suporterilor. Iar un lucru care nu se întâmplă de multe ori și aici e meritul doar al lor, bă, aplauda la începutul meciului, la îndemnul liderului, i-au aplaudat, strigau ăia de la Gheori, era undeva într-un colț la sus, așa cam cum au fost puși să stea cei de la Rapid la meciul cu FCSV, da, într-un colț acolo sus, uh, au strigat aia Gheorgheor i-au aplaudat frumos, ăia s-au oprit din cântat, da, respect, respect, după meci s-au bucurat cu fetele, tot așa, puțină liniște, să aplaudăm și Gheor, bă, frumos, civilizație, mi-a plăcut jos pălăria și știți că vă spuneam, uh, și asta vă spuneam înainte, ca să oia care mă mușcați, chiar dacă nu sunteți dinamoviști, mai sunt și rapidiști din ăștia, nu-l cunoșteam pe liderul, repet, nu-l cunoșteam, nu vorbisem niciodată așa cu el, tet a -tet, da? Niciodată. La meciul din sala polivalentă am făcut cunoștință personal unul cu altul, știi, dacă poți să faci cunoștință și impersonal. De și am spus și am spus și lui ieri, bă, jos pălăria, jos pălăria pentru ceea ce faci cu suporterii tăi, bă, să vină rădoi, care e un stelist, un stelist reprezentativ, antrenor la Craiova, care e un uh, rival și a fost întotdeauna pentru rapid și hai să... Ne aducem aminte doar de meciul ăla când Rapidul pierde campionatul la Craiova, da? cu Mircea Lucescu, antrenor, cu 2-2 ăla, dacă nu mă înșel, nu? Deci un rival, nu la nivelul celor de la Dinamo sau de la Steaua, dar un rival important. Cred că la nivel de Petrolul Ploiești, Craiova, da? Cam așa acolo. Bă, să vină Rădoi, pe Giulești. Antrenor la Rădoi Steli până în Măduva Oaselor. Antrenor la Craiova. Rival. Tradițional. Și nici măcar să nu fie fluierat, nu înjurat, nu să s-arunce spre el cu nu știu ce, cu o ciungă. Nu, nici măcar fluierat, răsleț așa. Bă, ăsta dă dovadă de, de civilizație, de normalitate în primul rând, că trebuie să să aducem în, în discuție normalitatea. Da? Normalitatea. Bravo lor, jos pălăria și de-aia am văzut și ieri în sală oameni trecuți de 65 de ani veniți cu soțiile la fel aproape de respectabile și de în vârstă, bunici veniți cu nepoței, copii mulți, copii care stăteau în picioare să vadă și ei mai bine, bă, jos spălăria. Același lucru se întâmplă și pe Giulești. Mai am o mândrie, că de-aia sunt și așa de bucuros astăzi. O mare bucurie pentru că m-a sunat un, un, mare fotbalist român. Un mare fotbalist român. Nu o să spun nici echipa, nici numele. Dar pentru mine e o mândrie că acest om, da, om în primul rând și spun bine, m-a sunat a făcut rost de numărul meu de telefon pentru că nu e, nu e greu de obținut, l am de 25 de ani. Să mă felicite pentru ceea ce fac pe rețelele astea de socializare TikTok și YouTube. Mi-a spus că e mai ușor să zice bă, zice nu mă, zice eu te-am descoperit pe TikTok de vreo două săptămâni, nu există zi să nu văd două, trei vloguri de alea postate de tine pe canalul de YouTube. O să le văd pe toate. Am devenit și membru, nu numai abonat, membru al canalului tău de YouTube. Am activat toate notificările. Ba, abia aștept să intri, să postez ca să te ascult. Și pentru mine, da, că m-au înjurat destul unii, m-au luat la mișto suficient de mult alții. Bă, da, în momentul când îți spune un, un fotbalist român, internațional, internațional, că te apreciază, bă, pentru mine este o mare bucurie, este o onoare, da? Și o mare, mare bucurie. Și uite, genul ăsta de, de mesaje, de telefoane, parcă îmi dau o mult mai mare putere, de-aia și vorbesc tare, așa și sunt bucuros azi, pentru că, bă, azi, bă, dacă bă, dacă un atât de mare fotbalist de ăsta să uită la mine, bă, înseamnă că nu sunt idiot. Oi spune eu și tâmpenii, oi fi, poate, în mintea unora, arogant, în mintea altora, e, obraznic pe tiktok ăla că le răspund unora care mă înjură. E, bă, dacă când îți spune cineva de nivelul ăsta că să uită la tine, da, mi-am luat și cămașa ca să par și eu mai om om serios, așa că destul m-au luat la mișto, destul m-au luat la mișto cu ce vorbești și că nu mă pricep. N-am susținut niciodată că sunt vreun deștept sau că mă pricep eu, nu știu, mai bine decât unul sau decât altul. Dar cred că pot să-mi dau și eu cu părerea. Pe lângă mulți alții, cred că pot să-mi dau și eu cu părerea. Și să rămâna fotbalistule, îți mulțumesc frumos. A... O mare plăcere a fost și o, o imensă bucurie aș putea spune că pentru mine a venit uh, Moș Crăciun pentru că mi-a spus niște vorbe, omul ăsta îmi venea să plâng. Și îți mulțumesc frumos. Am mai spus azi un lucru și vreau să-l dezvol puțin, că poate nu a fost înțeles sau nu l-am spus exact uh, exact cum, uh, cum, a, cum trebuia să sune. M-a întrebat cineva vorbind despre Rapid la Fanatic Superliga, m-a întrebat cineva, ce bă, Robert, tu vorbești frumos de Rapid, ce o să fie la anul, îmi place discursul tău, un om civilizat, dar zice, tu uiți că mai trece un an peste Junior Morai și peste Săpunaru și peste Grigore. Și eu am spus acolo și am să și explic aici de ce, pentru că merită tot respectul al al meu ca rapidist. Nu vorbesc cu numele altora că nu știu, dar eu ca rapidist am un mare respect pentru Grigore și cred că și suporterii au un respect față de el pentru că vine de la o rivală, lumea, știți cum e, când vii de la Dinamo și Steaua sau Steaua la Rapid, lumea te privește cu neîncredere. Grigore a dat totul pentru Rapid, e un super profesionist în teren, și eu am spus acolo, domne, Junior Moraes și Săpunaru sunt foarte greu de înlocuit. Va fi o mare problemă dacă cei doi lideri, pentru că oamenii ăștia sunt lideri, da? Și chiar am spus, zic, bă, Săpunaru și Junior Moraes vor, vor mai pensiona o generație de fotbaliști la rapid, la felul cum joacă. Și n-ai ce să-i să, ce să reproșezi nici lui Grigore, nici lui Săpunaru, nici lui Grigore, pentru că Junior Moraes, Grigore și Săpunaru, pentru că sunt unii dintre cei mai constanți jucători ai Rapidului, întotdeauna de la mediu spre în sus. Junior Moraes chiar marchează niște goluri incredibile. Spuneam la meciul la triunghiularul ăla că fiind un titular indiscutabil, atât el cât și Săpunaru Grigore n-a jucat, putea să stea, cum zic fotbaliștii, tranquilo. Să stea ușurel, așa. Nu, frate. Pleacă pe bandă acolo, își prind, cere mingea în diagonală să joace cu el pe o poziție viitoare, ajunge să centreze. Hai că putea să... Junior Mora e mai sigur pe postul lui de titular la rapidă când sunt eu pe... când mă uit în buletin și spun cum mă cheamă. Dar nu. Și da, am spus, cred că trebuia să îl menționez și pe Grigore la, mult mai mult în discursul meu, dar nu am făcut-o, vă spun de ce. Și eu cred că este un argument logic, nu că Grigore n-ar fi un fotbalist foarte bun pentru rapid, nu că nu ar fi util și din vară încolo, pentru că jucători ăștia n-ai cum să-i pierzi. N-ai cum să-i pierzi, nici pe Junior Moraes, nici pe Săpunaru, nici pe Grigore. Ăștia sunt niște jucători, clar, indiferent de vârsta care au mult peste media campionatului, niște campioni, niște lideri în vestiar, sunt 100% convins, niște lideri în teren, niște lideri la antrenamente, ni în puncte de bază când merg treburile mai puțin bune și n-ai cum să îl pierzi. Eu m-am referit în discursul meu mai mult la Săpunaru și Junior Morais pentru că ei sunt idoli și pentru suporterii rapidiști. Și aici ar fi și la nivel de imagine în tribune ar fi o pierdere pentru că oamenii ar pierde un idol, ar pierde un jucător reprezentativ. Ceea ce în cazul lui Grigore, cu tot respectul pentru cariera lui, pentru ceea ce face și a făcut pentru Rapid și va mai face, că până în vară vor mai fi multe meciuri importante, nu e cazul pentru că el vine de la Dinamo și nu a stat atât de mult la Rapid încât să devină un idol al, al tribunelor, al galeriei. Dar din punct de vedere sportiv, jos pălăria și... Doamne ajută lângă, lângă jucători ăștia mari să, să crească o, o, nouă generație sau niște jucători tineri în umbra lor cu ajutorul lor și lângă ei. Pentru că am văzut cum îl dirija, cum îl săpunarul la triunghiularul ăla pe colegul lui mai tânăr din linia de apărare. Da? Care a făcut cuplu de, de fundaș central cu el în anumite momente ale jocului când, cât a fost în teren. Cam atât, cred că v-am plictisit destul. Mii de mulțumiri celor care zic de bine. Uitați-vă la mai multe vloguri, poate vă schimbați părerea pentru cei care, celor care mă înjurați. Voi, toți ceilalți, rămâneți oameni. Mii de mulțumiri, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva cândva. V-am pupat să fiți sănătoși.